Mai întâi vă prezint trotineta stelară cu care mă deplasez prin instituție. Este vorba de un observator solar, adică un observator cu care ne uităm la soare. Este, bineînțeles, dotat cu filtre, fiindcă a ne uita la soare este extrem de periculos. Da, este o eclipsă interesantă prin faptul că e poziționată pe 21 iunie în zi de solstițiu. Este o eclipsă care are, în ceea ce ne privește pe noi, o zonă de penumbră. Nu este un con de umbră, adică nu este o eclipsă totală, ci o eclipsă parțială. Puțin peste 6% din discul solar va fi acoperit duminică dimineață de umbra lunii. Deci cum reușește luna atât de mică, de 400 de ori mai mică decât soarele, să-l influențeze cu umbra? Ei bine, este simplu de explicat că este și de 400 de ori mai aproape. Și atunci obiectele acestea stelare, obiecte cerești, pardon, lună și soare, se aseamănă ca dimensiuni. Puțin mai mare soarele și mai ales din cauza atmosferei, heliosfera stelare, eclipsele de soare nu sunt eclipse totale. Umbra lunii nu reușește să acopere, așa cum pământul acoperă total luna, când este vorba de eclipsă de lună, prin umbra pământului mult mai mare în raport cu dimensional și ca spațiu, și ca distanță cu luna, și în consecință se acoperă complet și durează și mai mult. Eclipsa solară durează câteva zeci de secunde, o eclipsă dacă este totală, câteva ore dacă este o eclipsă parțială, când vezi o acoperire, o mușcătură din discul solar.